seara, mă rog, ziua bună, bună seara, bună ziua, pentru că în momentul când vom difuza materialul peste tot, e așa un fel de podcasturi, încercăm, dar în locații extrem de diferite, o discuție cu, mai să zic, unul din, din personalitățile municipiului Bistrița, care a trecut la un alt nivel, bănuiesc, mă rog, de Gabriel Adeniu, cel care a fost medaliat, să spun așa, s-a conferit un titlu important în, pentru sănătate, în sistemul medical românesc, chiar de către președintele României, Claus Iohannis. Este un eveniment important pentru acest sistem, aici foarte puțin, nu știu dacă există vreun director, manager de spital care a ajuns la asemenea performanță. Da, domnul Mazani, o performanță, sau mă rog, o medalie, un titlu care vine să recunoască performanțele din, pe care le-ați avut aici la SJU Bistrița. Da, așa este. Și pe mine m-a plăcut, m-a surprins în, în mod plăcut în momentul în care am fost contactat de administrația prezidențială ca să mă anunțe că mi se va decerna Ordinul Meritul Sanitar în grad de cavaler. Și pot să spun că este o răsplată pentru peste 22 de ani în activitatea sistemului de sănătate public. Și în ăștia 22 de ani, toți sunt în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița. A fost prin contact cu președintele Claus Iohannis, direct, așa. Da. Este primul meu contact cu administrația prezidențială. A fost un experiment, ca să spun așa, plăcut, impresionant și emoționant în, în același timp, că nu, cum a spus, nu te întâlnești în fiecare zi cu, cu așa ceva. Dar vreau să vă întreb, să vă întreb pe Gabriel Lazaru, care v-au fost sentimentele în momentul ăla, emoțiile, ce ați simțit? Pentru că spuneam și nu cred că exagerez foarte mult, sunteți că primul manager de spital din această zonă în care primește așa distinție. Nu știu lucrul ăsta, acum să vă spun drept, cu emoțiile, nu prea am avut parte de emoții, că atâta s-au desfășurat toate pe repede înainte, încât foarte repede. Da, toate sunt foarte bine puse la punct, timpii, la ora, pe trebuie să ajungi, controlul, aliniați, deci n-a pus să te gândești efectiv la ceea ce se întâmplă. Deci toate sunt foarte protocolare, mi s-a explicat dinainte care este protocolul, cum trebuie să ținem premiul, care este exact tot ce trebuie să se întâmple. Și toate s-au derulat într-un mod mecanic, după care festivitatea s-a finalizat. Înțeles. Cred că, până la urmă, acest titlu îl merită cu prisosință și aici m-aș întreba sentimentele care v-au încercat legat de Bistrița, legat de faptul că iată 22 de ani, spuneți, de activitate în Spitalul Județean Bistrița Năsărin. Și în acest moment, cum simțiți acest lucru? Apasă? După festivitatea de premiere, am rămas o perioadă de timp în sala festivă, unde am făcut câteva fotografii și am rămas cu Ministrul Sănătății, cu domnul Alexandru Rafila și cu Consilierul Prezidențial de Probleme de Sănătate, doamna profesor Loreta Păun. Și, sincer să vă spun, foarte, foarte plăcut, impresionat în momentul în care Consilierul de Probleme de Sănătate a președintelui vine la tine și spune: am auzit foarte multe lucruri bune despre Bistrița, dar vrem să ni le demonstrați și în modul real, adică ne dorim o invitație
la un eveniment major pe care îl veți organiza în viitor. Deci, practic, asta înseamnă că ar putea veni președintele în... Nu m-aș gândi atât de departe, dar cu siguranță nu vom fi refuzați de către doamna profesor, care m-a spus este consilierul președintelui. Dar de ce nu? Poate să vină și președintele, pentru că eu consider că are ce vedea în Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Și să fim sinceri, dacă proiectele care le-am inițiat acum împreună cu Consiliul Județean prin Programul Național de Redresare și Reziliență vor fi puse în practică și finalizate, în 3 ani de zile Spitalul Județean de Urgență Bistrița, cel puțin ca și infrastructură, va fi greu de ajuns din urmă. Asta înseamnă 2024-2025. Acolo ne gândim. Depinde foarte mult cât de repede se mișcă autoritățile centrale și semnăm contractul de finanțare. În acest moment, care este statul, să zicem, al proiectului? Dacă tot am ajuns la cel mai important proiect al administrației județene, a Consiliului Județean și al dumneavoastră, evident. Care este stadiul în acest moment, domnul Bazanic? Deci, în momentul de față, s-au deschis cererile de finanțare, deci acestea pot fi depuse într-un termen limită 10 decembrie. Apelul este competitiv, dar o competitivitate limitată, ca să spun așa, că nu pot participa doar cele 49 de proiecte care au fost nominalizate inițial prin hotărâre de guvern. Deci competiția este între cele 49 pe punctaje. Iar cred că Spitalul Județean de Urgență Bistrița va obține un punctaj care îl va clasa în primele 10. De sincer, cred că vom obține această finanțare pentru că după ce am citit indicatorii de proiect și punctajele care vor fi acordate, imediat am venit cu câteva adaptări a proiectului nostru, care inițial fusese la 50 de milioane de euro. Chiar săptămâna trecută, consilierii județeni au aprobat două noi componente ale acestei indicatorii economice, două componente noi din proiect, și anume reabilitarea energetică și digitalizarea spitalului. Iar și mai este o componentă de aparatură medicală, toate acestea ridicând valoarea proiectului undeva la 92 de milioane de euro. Deci vă dați seama că va fi cea mai majoră investiție în sectorul public de sănătate din județul Bistrița-Năsău și cred că, nu știu, valorile pe investițiile de drumuri, care probabil depășesc sumele astea de aproape 100 de milioane de euro, dar cred că în infrastructură este una dintre cele mai mari investiții la nivel de județ. Cu siguranță că așa este. Vreau să revin un pic la iarnă, pentru că ea vine, indiferent că ne place sau ne place. Și vreau să întreb dacă care este în acest moment situația SJU Bistrița în ceea ce privește contractele cu distribuitorul de energie electrică, retailer, traderii, gazele și așa mai departe. Deocamdată, chiar dacă prețurile sunt foarte mari, spitalele publice au rămas într-o zonă de protecție a statului. Adică suntem protejați pentru că INSE decontează o parte din costurile cu energie. Prin acele legi de compensare pe care Ministerul Economiei suportă mare parte din aceste costuri. Ce pot să vă spun? Că prețurile sunt mari, sunt exagerate de mari, depășind față de valoarea din luna octombrie a anului trecut, deci în 2021, prețurile de acum sunt cu aproximativ 30%, de 30 de ori mai mari. De 30%, 30 de ori. Care a fost ultima factură care a primit-o? Aș putea să vă spun.
spun exact, v-am spus că noi suntem pe un preț limitat, standardizat, valoarea facturilor este aproximativ identică de la lună la lună, că diferența se facturează către Ministerul Economiei. Deci în momentul de față, față de anul trecut, valorile facturilor sunt duble, dar și această parte este oarecum compensată prin contractul cu Casa de Asigurări. Noi fiind desemnat ca și spital COVID, funcționăm pe cheltuială efectivă la nivel de sumă contractată. Adică chiar dacă nu realizăm servicii, putem deconta dacă cheltuielile spitalului depășesc valoarea serviciilor efectuate până la nivel de contract. Deci este o nouă facilitate care statul a dat ospitalelor publice. În moment, contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate este funcțional. Sigur că da, este funcțional, lucrăm pe el și pot să spun că spitalul a început să își revină ca și număr al pacienților, luând ca și an de referință 2019, anul dinainte de pandemie. Am crescut numărul pacienților de la lună la lună, cred că luna noiembrie am închis undeva la 2200 de cazuri de spitalizare continuă acut. Încă până finalizăm ce am început niște lucrări de modernizare la secția de pe Grănicerilor, unde a fost hotelul Crone și funcționează acum secția de recuperare. Funcționăm la capacitate restrânsă, dar în rest mergem din plin și cred că undeva în 6 luni de zile, dacă nu ne va lovi iar vreun val pandemic care să ne afecteze activitatea, vom reveni cât de cât la normal. Credeți, dumneavoastră, trebuie să le spunem celor care ne privește și ne ascultă, pentru că de obicei, tabela asta în timpul pandemiei predictibiliza foarte corect ceea ce urma să se întâmple, chiar numărul mare de cazuri sau, mă rog, alte probleme pe care pandemia le-a creat, nu numai în acest spital. Și vreau să vă întreb, pentru că deja știți foarte multe lucruri, mai vă așteptați la un val, vă așteptați la probleme deosebite în acest context? Sincer să vă spun, ce a fost nu va mai fi. Deci, cu siguranță, din toate punctele de vedere, cel puțin ca și restricții, nu cred că cineva va mai putea impune vreodată restricții de genul ca să ne închidă în casă. Ați văzut că chiar și chinezii au luat atitudine la ultimele măsuri ale statului chinez și nu cred că vom mai ajunge ca, dacă țineți minte, în pandemie, la incidență de 3%, da, umblam cu declarațiile, da. Iar acum când a depășit 14% incidența, n-am avut nicio problemă. Mai mult decât atât, nu putem compara formele de manifestare a bolii din valul 5-6 cu cele care le-am avut în valul 4, care a fost cel mai teribil din punctul meu de vedere, cu afecțiuni pulmonare grave, cu foarte multe persoane decedate. Deci, efectiv, și virusul a evoluat, corpul uman s-a adaptat și a creat anticorpi. Și îmi place să spun că nici virusul ăla nu-i tâmpit, că n-are de ce să-și omoare gazda. Și atunci ele învață să conviețuiască. Și formele de afectare pe valul 5-6 au avut o simptomatologie care se manifesta mai mult de la gât în sus, deci dureri de gât, dureri de cap, foarte puține cazuri de terapie intensivă. Acum cred că în ultima lună am avut un singur caz în terapie intensivă, iar gradul de ocupare a secției de boli infecțioase este destul de scăzut. Deci, practic, vreau să spuneți că lucrurile, și domnul Rafila vorbea
la fel, adică spuneam, nu crede că vor mai fi așa mari probleme. Totuși vă întreb acum, se vorbește foarte mult pe diroze, care sunt ale acestui anotimp până la urmă. E afectat spitalul, sunt probleme la... Nu avem afectări care să ne îngreuneze activitatea, nu avem restricții legate de acces. Programul de vizită este normal în limita pe care am stabilit-o noi. Deci nu se pun probleme deosebite în momentul de față. Am înțeles. Am fost cu toții la un alt obiectiv, sigur, manageriat acolo și făcut bombădurea dumneavoastră, dar evident alături de Consiliul Județean și președintele la domnul Dolan. Și aici vorbesc de secția de oncologie, domnul Lazanu, despre care ați vorbit mult și în pandemie și de faptul că foarte mulți bolnavi oncologici nu s-au mai putut trata și au fost probleme. Vă temeați atunci de așa o amplitudine pe care o aveam la fenomen în momentul pandemic 2020, mai, iunie, iulie. Și vreau să vă întreb acum cum se vede secția, cum o vedeți? E un ajutor în acest moment pentru acești oameni? Cu siguranță da. După cum se știe foarte bine, pacientul oncologic are o imunitate scăzută. Și prin natura bolii lui erau personalul, adică pacienții care erau printre cei mai expuși la forme severe ale COVID-ului. Motiv pentru care, împreună cu medicul șef de pe secție, cu doamna Gianina Miron, am luat în timpul pandemiei foarte multe măsuri de restricționare, atât a accesului cât și în ceea ce privește comportamentul personalului în raport cu pacienții internați. Eram foarte restrictiv. Dar, în general, de când a început pandemia, noi am fost întotdeauna un pas, doi înainte în ceea ce privește măsurile și de restricții și partea de aprovizionare cu dezinfectant. Cu asta nu am avut lipsuri majore pe timpul pandemiei. Dar în momentul de față pot să vă spun că pe secția de oncologie atmosfera este una plăcută, una relaxată. Adică sunt măsuri restrictive, de protecție, dar nu exagerate. Practic se fac în acest moment tot ceea ce e necesar. Absolut, da. Cât bolnavi sunt internați în acest moment în secția de... Secția de oncologie are o capacitate de 40 de locuri și de foarte puține ori sunt locuri goale. Deci în permanență rulăm cam 40 de pacienți. Serviciul și secția de oncologie are foarte mulți pacienți în regim de spitalizare de zi. Asta ce înseamnă? Că cei care fac tratamentul oncologic, cei care le sunt administrate citostatice, ei merg la spital, li se face internare, dar li se face și externare în aceea zi. Nu sunt în regim de spitalizare continuă, să stea mai multe zile în spital. Ei merg, vin, își fac tratamentul, pleacă acasă. Merg iarăși la tratament când îi cheamă medicul, pleacă acasă. Practic este doar un regim semi-ambulator. Un ambulator. În acest moment, în Spitalul Județean de Urgență Bistrița, spunem așa, apropo de UPU, cum acum a deja trecut ceva timp, este și medic șef, cât de medic mult... Medic șef nou, da? Că medic șef era și mai. Am înțeles. Și vreau să vă întreb, cum vedeți acum? Pentru că ați fost unul dintre cei, unul dintre manageri pe care eu am văzut extrem de preocupat de buna funcționare a UPU. Da, am luat și am analizat cu noul medic șef în mare parte toate aspectele. Principalele nemulțumiri din partea pacienților sunt pe locul întâi, ca și timp de așteptare.
Și doi, probleme de comunicare a personalului cu pacienții, cu aparținătorii, modul de adresabilitate. Deci astea au fost principalele probleme la nivel de uze. Ce pot să vă spun? Că timpii de așteptare, de când a început doctorul Tiberiu Tudor să gestioneze activitatea secției de UPU, s-au redus în mod considerabil. Încă există în anumite perioade de timp, pentru că, din păcate, capacitatea UPU, ca să ne înțelegem, are o anumită limită în gestionarea pacienților. Dar afluxul de pacienți către UPU nu este unul liniar. Adică sunt valuri. Și în momentul în care vin mai mulți pacienți și se adresează toți deodată la UPU, timpii de așteptare sunt mai lungi. Dacă facem niște medii și niște analize globale, ajungem la niște timp de așteptare medii mult, mult mai mici, ceea ce nu reflectă întotdeauna realitatea timpului de așteptare. Legat de a doua problemă, avem ședințe în permanență, discutăm sesizările care ne sunt făcute. Marea problemă că pe partea asta de comunicare este foarte, foarte greu de soluționat și de gestionat, pentru că toată monitorizarea activității din UPU este doar video. Conform prevederilor legale, nu avem voie să facem monitorizare audio. Adică nu se fac înregistrări audio în zona de UPU, nicăieri în spital. Și atunci conflictele care sunt între personalul medical și pacient în mare parte sunt verbale. Și ca și cum te-ai uitat la un film mult, poate scoți ceva din gestică, din mimica personajelor. Dar nu întotdeauna poți să tragi o soluție care să știi că e soluția justă și corectă. Și atunci lucrurile sunt puse într-o balanță foarte sensibilă între declarația pacientului și declarația personalului medical. Și ca și manager trebuie să... e un acord foarte fin care trebuie să-l faci. Adică trebuie să duci lucrurile în direcția în care trebuie să le duci, în direcția bună, dar cu blândețe și cu răbdare, pași mici, făcuți în timp, pentru că nu pot să afectez continuitatea actului medical. În zona de UPU, unde mai ales pe partea de medici, personalul este deficitar, orice plecare din sistem îți poate afecta activitatea. Și atunci toate lucrurile astea le pui în balanță. Știți cum sunt doar două coloane, cu pro și contra. Și trebuie să iei o măsură echilibrată ca manager. Da, e o activitate mult prea densă acolo pentru ca ea să fie în totalitate pozitivă, pentru că până la urmă nicăieri se întâmplă acest lucru. E complicată și activitatea acolo și toate spețele care vin, toți pacienții, sunt ba foarte mulți, ba niciodată nu știi cu ce te confrunți, cred că e o situație grea. Deci, ce pot să vă spun în mod concret? Că acum, la un an de zile, în luna decembrie, am inaugurat noul sediu de la UPU. La un an de zile de activitate, pot să spun că sunt mulțumit. De cum au evoluat lucrurile și lucrurile merg într-o direcție bună. Iar rezultatele, probabil, într-un an, doi, trei, vor fi vizibile total. Poate spuneți că medicul șef nou a cumva reușit să remedieze puțin problema timpului. Prin modul de organizare a activității medicale, el a propus ceva măsuri pe care le-am aprobat, de exemplu
ca medicii care sunt pe linia de gardă de la timp, adică pe mașinile de zbor, de terapia intensivă mobilă, să își petreacă timpii de așteptare în UPU, nu la ISU. Asta ce înseamnă? Că pe perioada în care nu sunt în misiune, el îl poate folosi în munca efectivă din UPU. Și ceea ce a reușit, și este un lucru foarte, foarte, foarte mare, doctorul Tudor, este faptul că a făcut efectiv deplasări în centrele universitare, merge la Târgu Mureș, la Oradea, la Cluj, ca să își prezinte serviciul de UPU, ce are Bistrița la UPU, a făcut chiar și un clip de prezentare a UPU din fondurile lui proprii și are deja promisiuni în următorii 2 ani de zile peste 20 de medici care, urgentiști care vor să vină la Bistrița. De-aia vă spun că dacă lucrurile merg și se mențin pe traiectoria asta, care este una ascendentă din punct de vedere al calității, cred că în 2 ani de zile UPU va avea și personalul care trebuie, conform normativului, nu va mai avea deficit. Și da, spuneți că sunteți mulțumit și ne apropiem de final, pentru că mă încerc să păstrez minutele de aur la peste tot, dar sigur, consecința gravă pe care o manifestă foarte mult dintre auditori și cei care se uită la noi, s-a schimbat mult și aici lucrurile, ca și la UPU. A făcut foarte mult în aceștia. Și vreau să vă întreb, în acest moment, domnule Lazarin, unde vă vedeți peste 5-7 ani, de exemplu? Este o întrebare care mi se pune foarte mult în ultima perioadă. Orizontul de timp 5-6 ani este unul. Eu, în momentul de față, v-am spus, am pornit niște proiecte majore la spital, care trebuie duse la bun sfârșit. Dar nu știi niciodată ce îți aduce viața. Deci nu pot să spun că peste 5 ani de zile voi fi tot la spital sau voi fi în altă parte sau... Deci o să vedem în ce zonă ne poartă viața. Ce este sigur că peste 5 ani de zile, dacă voi reuși, deci eu voi fi tot același om și o să mă implic pentru oameni. Putem cuantifica experiența noastră uriașă și pozitivă în sănătate, în alt loc, în alt spațiu, în alt timp? Orice este posibil. V-am spus câteva lucruri care m-au surprins foarte plăcut în ultima perioadă. Chiar și distinția de care am vorbit la început. Dar aia este o chestie onorifică, dar ceva palpabil care pentru mine este wow, a fost faptul că pe posturile scoase la rezidenția, de exemplu, de Spitalul Județean de Urgență Bistrița, știți că duminică a fost repartiția la nivel național, locurile care le-a scos Spitalul Județean la rezidenția s-au ocupat în totalitate și multe dintre ele s-au ocupat înaintea locurilor din centrele universitare. Adică au fost studenți, adică absolvenți de medicină, viitor medici rezidenți, care au optat pentru Bistrița înainte de Cluj sau de Târgu Mureș. Nu au fost foarte multe. Am avut locuri pe medicină de urgență, pe radiologie, pe diabet, pe medicină internă. Deci am avut câteva locuri scoase, nu foarte multe, pentru că experiența trecută mi-a
învățat să fim prevăzători, pentru că ți-ai scot un post la rezidenție, îl țin blocat 5 ani de zile și peste 5 ani de zile medicul respectiv nu mai are nicio obligație față de spital. Adică poate să vină să spună, mi-am găsit de servici în altă parte și atunci tu n-ai rezolvat nimic. Dar faptul că s-au luat locurile de Bistrița înaintea altor centre importante, îmi dă speranță pe viitor și cred că acei medici care au luat Bistrița sunt decisi să vină și să rămână la Bistrița. Foarte important. Este foarte important lucru. Deci lucru care, de care mă bucur și cred că e cea mai mare dintre realizările mele. Efectiv am reușit la Bistrița să creez o nouă comunitate. Că prin faptul că am reușit și am adus peste 100 de medici tineri în ultimii ani, vă dați seama, ei s-au stabilit și au făcut familie. Deci Bistrița a primit, a inclus în familia ei o comunitate importantă. Și aceasta este una dintre marile realizări. Sunt foarte mulți medici veniți proaspeți în ultimii ani care fac politică în acest moment. Putem cuantifica experiența lui Gabriel Lazan în politică? S-a venit vreodată Gabriel Lazan să-și cuantifice, să meargă mai departe pe acest drum, care, sigur, nu e nici ușor, nu e nici elegant. Politica e politică. Politica e politică și ce pot să vă spun, că până acum n-am fost nici măcar o zi membru a vreunei formațiuni politice și am rămas totdeauna într-o zonă de profesional. Eu cred că și pe viitor va fi cel puțin ce gândesc în momentul de față. Adică voi rămâne profesionist și nu mă voi implica din punct de vedere politic. Mulțumim, Gabriel Azeanu, felicitându-l încă o dată pentru distinție și lucrurile bune și multe care le-a făcut aici la prejudic. Bun, până la nouă revedere, să fie bine, sănătate!